Iată trei ceaiuri care întăresc plămânii. Pentru a avea plămânii sănătoși, este necesar să adopți anumite obiceiuri. Printre altele, este bine să renunți la fumat, să eviți mediile toxice sau poluate, să faci multă mișcare, să-ți îngrijești sistemul imunitar și să consumi ceaiuri care întăresc plămânii. De multe ori aceste organe vitale sunt afectate de boli severe, bronșită, astm, infecții, ce necesită tratamente medicamentoase. Pe lângă tratamentul prescris de medic, poți apela și la aceste ceaiuri care întăresc plămânii. 1. Ceai de cimbru și urzit că această infuzie se află printre cele mai cunoscute ceaiuri care întăresc plămânii. Vrei să știi de ce? Cimbrul este una dintre cele mai importante plante medicinale pentru sănătatea plămânilor. Este folosită adesea pentru ameliorarea pusei și pentru tratarea bolilor respiratorii. Cimbrul este un expectorant și antiseptic natural, fiind util atât sub formă de ceai, cât și pentru inhalarea agurilor. Urzica este o plantă folosită de vacuri întregi în nenumărate scopuri, însă una dintre principalele sale proprietăți o reprezintă abilitatea extraordinară de a curăța plămânii și sângele. Această plantă conține numeroase vitamine și minerale, cum ar fi fierul, calciul, magneziul și siliciul, fiind ideală pentru persoanele ce suferă de anemie, stări de slăbiciune sau care sunt imobilizate la pat. Ingrediente o lingură de cimbru, 30 grame, o lingură de urzică uscată, 30 grame, o cană de apă, 200 de ml o lingură de miere, 30 grame, mod de preparare poți găsi urzică și cimbru pentru prepararea ceaiului în orice magazin naturist. Aceste ingrediente sunt vândute de obicei în pungi ce cântăresc între 300 și 500 de grame G și sunt foarte convenabile. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să pui apa la fiert. Când tot de una, recomandăm folosirea unui ceainic de ceramică sau a unui ibric, deoarece aluminiul sau alte metale nu conservă proprietățile medicinale ale ceaiului la fel de bine. Atunci când apa clocotește, adaugă cimbrul și urzica și lasă-le să fiarbă la foc mic timp 15-20 de minute. La final, lasă ceaiul să mai stea încă 10 minute până se răcește. Adaugă lingura de miere și bel încet, având grijă să inhalezi aburii de la ceai. Este foarte liniștitor. Poți bea două căni pe zi. 2. Ceai medicinal din pătlagina, fenicul și balsam de lămâie, acesta este un remediu delicios pentru plămâni. Se numără printre cele mai bune ceaiuri care întăresc plămânii. Este perfect pentru foștii fumători ce au nevoie nu numai să-și curățe plămânii, dar și să trateze diversele infecții instalate și să amelioreze tusea. Iată de ce. Pătlagina. Această plantă ajută la eliminarea mucusului sau a flegmei ce astupă căile respiratorii. Mai mult decât atât, pătlagina este un excelent agent antiinflamator. Este indicat să fie consumată sub formă de ceai sau pot fi inhalația burii acestuia. Poți folosi acest ceai chiar și pentru o compresă fierbinte pusă pe piept. Feniculul și balsamul de lămâie. Combinația dintre aceste două plante medicinale ajută la eliminarea toxinelor acumulate în plămânii tăi, fiind în același timp și foarte relaxantă. De multe ori, atunci când ai probleme cu plămânii, simți și o oposeală accentuată însoțită de o presiune supărătoare la nivelul întregului aparat respirator. Balsamul de lămâie ajută la ameliorarea acestor neplăceri. Ingrediente o lingură de balsam de lămâie, o lingură de pătlagină, o lingură de fenicul, o cană de apă, 200 de ml mele, două linguri de miere mod de preparare pune apa la fiert. Când dă în clocot, adaugă toate cele trei ingrediente. Pătlagina, balsamul de lămâie și feniculul. Lasă-le să fiarbă la foc mic timp de 20 de minute, apoi lasă ceaiul la infuzat pentru încă 10 minute. Acest ceai va avea un gust puternic din cauza pătlaginii, motiv pentru care ți recomandam să adaugi două linguri de miere. În ciuda aromei intense, este indicat să bei acest ceai de 3 ori pe zi, deoarece este excelent pentru detoxifierea organismului și reducerea inflamațiilor. 3 ceai de tei și ceai verde, printre cele mai bune ceaiuri care întăresc plămânii. Acest ceai delicios ajută în primul rând la prevenirea problemelor plămânilor, prin întărirea și optimizarea funcțiilor acestora. Acest lucru înseamnă că acest ceai este ca o vitamină zilnică de care te poți bucura la micul dejun. Dar, dacă suferi deja de boli ale plămânilor, cele două ceaiuri descrise anterior reprezintă opțiuni mai bune. Această rețetă folosește ceaiul verde pentru conținutul său ridicat de antioxidanți și se bazează pe rezultatele unui studiu efectuat la Centrul Medical al Universității din Maryland, University of Maryland Medical Center. Echipa de cercetători a descoperit că ceaiul verde ajută la prevenirea dezvoltării cancerului pulmonar. Evident că nu este eficient în proporție de 100%, însă o cană pe zi poate fi extrem de utilă. Teiul este o plantă, ce combate spasmele și este ușor de găsit în orice magazin naturist. Te ajută să te relaxezi, îți permite să respiri mai bine și îți întărește plămânii. Este de-a dreptul minunat, cu un gust plăcut, ce se îmbină armonios cu alte tipuri de ceaiuri. Ingrediente o lingură de ceai verde, o lingură de tei, o cană de apă, 200 de ml mele, o lingură de miere, mod de preparare este atât de simplu. Fierbe apa și adaugă ceaiul verde și teiul. Lasă ceaiul la infuzat timp de 10 minute. Toarnă lichidul în canata preferată și adaugă mierea. Este delicios și perfect pentru a fi servit la micul dejun. Sănătate dragile mele domnișoare și doamne, precum și domni și domnișori. Vă recomand ca de obicei să consultați sfatul unui medic specialist înainte de administrarea acestor ceaiuri, chiar dacă sunt adeptul naturalului, cel mai bine este să cereți sfatul specialistului ca nu cumva să ne facă mai mult rău decât bine. Abonați-vă, apreciați și distribuiți!